Slăvi să fie Domnul! Iubiți frați și surori, nu vreau să fac o prezentare prea pompoasă. M-am uitat în Scriptură și dacă ne-am amintit de cartea aceasta sfântă, oamenii Scripturii, atunci când au fost întrebați, de exemplu, Iosif, poți tu să tălmăcești visul? El a spus, este un Dumnezeu, nu eu. Daniel, când este chemat de împărat, de asemenea, arată spre Dumnezeu. Vreau în această zi să arăt spre Dumnezeu, care m-a ajutat să ajung în mijlocul dumneavoastră, numele Lui să fie binecuvântat. Sunt oarecum emoționat, aș vrea să mă prezint ca un om care vă vizitează la insistența fraților. Am făcut liceul la Suceava, timp în care am fost împreună cu verișorul meu Cristi. Spune el că l-am învățat să se roage și să cânte, ne jucam de adunare, eu eram la liceu, erau mai mici. Timpul a trecut, am început școala la București, după 2 ani la București m-am căsătorit, soția mea este cu mine și Domnul ne-a dat o familie binecuvântată, locuim la Arad. Iar în anul 1996 până în anul 2000 am slujit în biserica din Sfânt Nicolae Mare. Îl văd aici pe fratele Dan, care este autorul invitației împreună cu Cristi și doresc ca Domnul să-i binecuvinteze. Mă bucur să fiu în această zi, iubiți frați și surori, în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Am fost foarte frământat, ce să spun fraților de la Houston, dar rămânem la pasajul acesta din Scriptură, pentru că Biblia poate să ne vorbească. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Numele Lui să fie binecuvântat. Este o lucrare, o minune pe care a făcut-o omul lui Dumnezeu Elisei, prezentată în Scriptură, dar eu aș vrea să ne uităm la momentele dificile, pentru că noi ne asemănăm cu poporul lui Israel. Cartea Corintenilor, Apostolul Pavel spune, toate aceste lucruri au fost scrise pentru voi, cei care ați prins sfârșitul viacurilor, spune el acolo, pentru învățătura voastră. Noi folosim aceste pașaje din Scriptură pentru învățătura noastră. De multe ori, Apostolul Pavel prezenta imagini din lumea înconjurătoare. Dacă este să citim în Scriptură despre ceea ce spune Apostolul Pavel în 2 Timotei, pentru că vreau în această zi să corelez cele două pasaje și după masă va fi un timp când vom fi în casa de rugăciune, și Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei și prezintă viața de credință, fie ca o luptă, ca o bătălie, fie ca un ogor unde trebuie să lucrăm. Iată ce spune în 2 Timotei, capitolul 2. Tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Sufere împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Viața de credință ca o luptă. Uitându-ne la pasajul acesta, minunea aceasta pe care a făcut-o Domnul prin Elisei, avem de învățat, pentru că și noi suntem într-o luptă. Vreau să vă fac conștienți, iubiți frați și surori, că lupta este puternică, au căzut oameni, e riscul să mai cadă și alții, și Apostolul spune, ia seama la tine însuți să nu cazi și tu. Suntem într-o luptă puternică și vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu cu atenție, să nu repetăm greșelile trecutului, să învățăm din greșelile altora, ca nu cumva să fim nevoiți să învățăm din greșelile noastre. E mai dureros să înveți din greșelile tale. Și vreau ca Domnul în această zi să ne cerceteze prin Duhul Sfânt, să privim cu atenție în cuvântul lui Dumnezeu. Am primit un gând special în această dimineață, m-am uitat în pasajul acesta și m-am întrebat, și cred că v-ați întrebat și dumneavoastră,
Unde a fost Naaman sirianul? În capitolul celălalt este prezentată o minune extraordinară pe care Dumnezeu a făcut-o cu comandantul oștirii Siriei. Lepra era o boală incurabilă și este până în ziua de astăzi. În România avem la Tichilești o leprozerie. Mai sunt puțini, dar mai sunt. Unde a fost Naaman sirian? Ce vreau să vă spun, iubiți frați și surori? Și primul meu gând în această dimineață pe care l-am primit în mod special aici, în casa de rugăciune. Nu m-am gândit până în ziua de astăzi, am citit mereu despre orbirea sirienilor, am citit mereu pasajul acesta, dar nu mi-am pus niciodată întrebarea. Unde ești, Naaman? N-ai putut să spui, acesta este omul lui Dumnezeu. El m-a vindecat de lepră. Ce vreau să vă spun, iubiți frați și surori? Omul este foarte schimbător. Blestemat este omul care se încrede în om, spune Scriptura. Sau se bazează pe un muritor, așa scrie Biblia. Mă gândesc la Domnul nostru Iisus Hristos. N-a trecut nicio săptămână și spunea poetul, cei ce îi cântaseră Osana îl loveau acum cu pumnii la Caiafa și la Ana. Aceiași oameni care au pus haine pe drum să calce măgărușul. Aceiași oameni care au rupt ramuri de finic din palmieri și au pus pe jos să calce măgărușul pe care intra Domnul Iisus Hristos, așa cum spunea Zaharia, blând și smerit, călare pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Nu te teme, fiica Sionului, că împăratul tău vine la tine. Unde erau când l-au bătut și l-au scuipat? Unde erau cei ce cântaseră Osana? Omul este foarte schimbător. Aș vrea, iubiți frați și surori, să nu uitați lucrul acesta, nu vă schimbați așa de repede. E frumoasă America. E atrăgătoare, dar este o altă cultură. Noi, ca români, am fost trimiși ca un al doilea popor Israel. Peste tot, români penticostale au biserici. În Spania, în America, în Australia, mai trebuie să ajungem prin China și prin Japonia, ca să populăm tot pământul. Eu cred că este o misiune, iubiți frați și surori, și noi suntem în atenția oamenilor. Suntem în atenția oamenilor. Dumnezeu ne folosește ca imagine pentru lumea aceasta. Pentru că spune că în vremea sfârșitului, Mântuitorul a spus, Evanghelia Împărăției va fi propovăduită la orice făptură ca să le slujească neamurilor de mărturie. Cum este lumina ta aici? Ce spun oamenii despre tine? Mă gândesc la fetița aceea care era roabă în casa lui Naaman sirian. V-ați gândit vreodată ce credință a avut fetița aceea? Ce credibilitate că Naaman s-a dus după vorbele ei? Mă gândesc, stimați părinți, ce părinți a avut fetița aceea. Eu cred că într-o zi Naaman sirianul a fost curios să cunoască acești părinți ai fetei. Ea a spus așa de simplu și cu o credință extraordinară, dacă domnul meu ar fi la prorocul din Samaria, l-ar vindeca de lepra lui. Și Dumnezeu face o lucrare care a fost declanșată de credința unei fetițe. Doamne, binecuvintează copiii biserici. Știu că aveți probleme cu limba, e ceva natural, pentru că ei vorbesc foarte mult la școală și le este greu să folosească o a doua limbă, dar nu vă lăsați, semănați în ei cuvântul lui Dumnezeu, indiferent dacă îl spuneți în engleză sau în românește, păcatul este păcat, neprihănirea este neprihănire. Ei trebuie să știe că noi avem un Dumnezeu care lucrează. Numele Lui să fie binecuvântat. Iubiți frați și surori, mergem mai departe în cuvântul lui Dumnezeu și vreau să vă spun ceva deosebit în această dimineață, modul cum Dumnezeu vorbește. Dumneavoastră mai credeți că Dumnezeu vorbește? Iată că oamenii au spus împăratului, Domnule, Domnule împărat, împărate,
Este un om al lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu vorbește. Nu ce spui tu în sala de congres, de consiliu, de război. Ce spui tu în dormitorul tău. Este un Dumnezeu care vorbește prin prorocul Elisei. Oamenii au spus aceasta. Vreau să vă spun, iubiți frați și surori, că Dumnezeu vorbește și astăzi. Numele Lui să fie binecuvântat. Ne dă în Scriptură o lecție un om simplu. Îl trimite Avram să găsească o soție pentru Isaac, pentru fiul său. Și omul acesta ajunge la izvor, la fântână, la capătul călătoriei, în plină acțiune. Omul acesta nici măcar nu-l cunoștea bine pe Dumnezeul lui Avram, el chiar așa se roagă, Doamne Dumnezeul lui Avram, nici măcar nu era sigur dacă acest Dumnezeu este și Dumnezeul lui. Și Eliezer ne dă o lecție în Scriptură. M-am mirat de multe ori când văd că un om simplu, robul lui Avram, îl pune pe Dumnezeu la încercare și cere lui Dumnezeu să vorbească. Și spune, Doamne, eu stau aici la izvor, am o problemă foarte mare. Eu am jurat stăpânului meu că îi voi duce fiului său o soție credincioasă. Nu mă pot descurca singur, sunt în încurcătură, Doamne, dar am nevoie de ajutorul Tău. Pun un semn. Fraților, putem să punem semn, Dumnezeu nu se supără. Uitați-vă, de exemplu, și omul acesta pune un semn, cunoașteți istoria, este repetată mereu la căsătorie, dar ne dă o lecție extraordinară. Dumnezeu îi vorbește și vorbește imediat, pentru că Dumnezeu știe să vorbească, numele Lui să fie binecuvântat. Lui Dumnezeu nu-i trebuie multă vreme să se gândească ca să ne vorbească. El ne vorbește în înțelepciunea Lui și în autoritatea Lui divină, numele Lui să fie lăudat. Iubiți frați și surori, aș vrea să vă încredeți în Dumnezeu, pentru că El poate să vorbească. El vorbește și astăzi. Aș vrea să vă încredeți în Dumnezeu. Aș vrea să-L provocați pe Dumnezeu, să cereți de la Dumnezeu semne. Nu se supără, repet. Uitați-vă la Gedeon. Îi vorbește prima dată printr-un semn. Nu-i mulțumi Gedeon, mai întreabă o dată. Dumnezeu nu se supără. Pune al doilea semn. Întâi a spus să fie lâna udă și pământul uscat. A doua oară să fie invers, pământul ud și lâna uscată. Și se duce totuși cu îndoială, se duce cu slujitorul său în tabăra lui Madian și le vorbește Dumnezeu prin niște oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Și când îi spune visul unul la colegul său, ăla spune, asta e sabia lui Gedeon. Și Gedeon prinde putere și la al treilea semn, Gedeon se duce în numele Domnului și are mare biruință. Nu se supără Dumnezeu dacă îl rugați să vă vorbească. De asemenea, iubiți frați și surori, semănați în mintea copiilor gândul acesta. Ca Dumnezeu să le vorbească. Spunea un frate, povestea despre un copil, l-a întrebat, ce vrei să te rogi ca Dumnezeu să te asculte? Și el a spus, vreau ca în data de să fie zăpadă. Și era o zonă unde nu ningea. Foarte rar ningea. Și când s-a trezit omul în vârstă, s-a dus la geam, s-a gândit, Doamne, ce o să spun eu la copilul acesta? Dar spre mirarea lui, pământul era acoperit de zăpadă. Dumnezeu a ascultat rugăciunea acelui copil. Din momentul acela, copilul s-a încrezut în Dumnezeu. Iată, primul meu gând, iubiți frați și surori, este că putem să-L întrebăm pe Dumnezeu și Dumnezeu este acela care vorbește. Puneți-L la încercare, întrebați-L. Eu vreau să vă spun, iubiți frați și surori, am un caiet în care notez descoperirile și prorociile. În momente critice ale vieții, Dumnezeu mi-a vorbit. Nu întotdeauna m-am dus în mod special să-mi vorbească Dumnezeu. Dar El are oameni care îi trimite ca să ne vorbească, fie printr-un vis, fie printr-o descoperire, fie prin cuvântul lui Dumnezeu. Au fost momente critice în care n-am avut o altă soluție, dar am cerut de la Domnul un cuvânt prin Scriptură și am spus, Doamne, nu fac un obicei din aceasta. Nu vreau să te supăr, să te ispitesc deschizând Scriptura, dar vorbește, am nevoie acum de un cuvânt din partea Ta. Și au fost intervenții când Dumnezeu mi-a vorbit prin Scriptură.
Slăvit să fie Domnul. Și a fost ca o prorocie. Ne rugam împreună cu soția, ea este martor aici, ca să ne dea Domnul o casă unde să locuim. Era mai greu în România, știți cum este și cum era mai ales. Și ne-am rugat și soția mea a spus, astăzi este ultima dată când mai postim pentru casă. Ne rugăm, de acum Domnul să facă ce vrea. Noi am terminat, i-am spus Domnului problema noastră. Și la sfârșitul zilei nu ne-am dus la un proroc, soția mea a zis, haide să rugăm pe Domnul să ne vorbească prin Biblie. Citește versetul numărul 9, unde se deschide Biblia, a zis ea. Împreună ne-am hotărât, am deschis Scriptura, iubiți fraților, am deschis-o în numele Domnului. Și vă rog să deschideți și noastră unde s-a deschis Scriptura, dar soția mea a zis în sinea ei, nu o să ne spună Dumnezeu chiar despre casă. Nu o să scrie despre casă, dar o să înțelegem noi ce vrea Dumnezeu să ne spună și vom înțelege care-i planul lui Dumnezeu. Și vă rog să deschideți, iubiți frașilor, la Hagai. S-a deschis Scriptura la Hagai. Eu am luat Biblia, am deschis-o și uitați ce spune Scriptura. S-a deschis la pagina 907, în capitolul, pe pagina 907 sunt două versete, numărul 9. Le-am citit pe amândouă. Primul verset din capitolul 1, vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin, l-ați adus acasă, dar eu l-am suflat, pentru ce, zice Domnul oștirilor, din pricina casei mele, care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. Adică, pune întâi casa mea. E ca o mustrare aici versetul. Ai nevoie, știu că ai nevoie, dar eu am nevoie de tine în casa mea, pune întâi pe primul plan casa mea. Casa mea stă dărâmată. Adică trebuie lucrat în casa lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Al doilea verset nou. Deși soția a spus, nu o să scrie despre casă. Uitați ce scrie aici. Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acelei din tâi. Am stat într-o casă neîncăpătoare, două camere și o baie și un hol, cu 7 copii. A venit al 8-lea și tot acolo ne-am dus. Abia la al 9-lea ne-am mutat în această casă și uitați cum spune. Slava casei din urmă va fi mai mare decât acelei din tâi, zice Domnul oștirilor, și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oștirilor, slăvit să fie Domnul. Și am avut pace și binecuvântare. Am primit această casă. Dumnezeu a vorbit, numele Lui să fie binecuvântat. Vreau să vă îndemn, iubiți frați și surori, să apelați la Dumnezeu. Într-o împrejurare vroiam să-mi schimb serviciu. Vreau să vă spun și aceasta. Ca să știți că Dumnezeu vorbește. Și era o insistență în inima mea. Doream să mă mut cu serviciu. Și m-am dus cu frații de la Betel, de la Arad, unde locuiesc și unde slujesc împreună cu frații. Noi ne ducem la Izvin, la frații slujitori de acolo, cu probleme de biserică. Orice problemă care o avem, o punem înaintea Domnului, fie că este vorba de ordinări, fie că este vorba de probleme care apar în adunare, noi îl întrebăm pe Domnul și Domnul ne răspunde, numele Lui să fie binecuvântat. Și după ce am discutat cu frații probleme de biserică, acolo ne-am rugat, au fost descoperiri în sensul acesta, un frate care a avut o vedenie spune, frate Samuel, te-am văzut, erau două fântâni și vroiai să te muți de la o fântână la cealaltă. M-am uitat atent, spunea el, ai grijă că la a doua fântână la care vrei să te muți, parcă venea așa apă multă, dar la un moment dat nu mai venea apă așa cum ai crezut tu și ți-a părut rău că te-ai mutat la acea fântână. Domnul spune, rămâi la fântâna la care ești, căci va veni vremea și am văzut că mai trebuia un pic prelungit lanțul acela ca găleata să ajungă bine la apă și Domnul îți va da binecuvântare, rămâi la fântâna la care ești. Amin. Asta a fost descoperirea, asta a fost vedenia. N-a trecut multă vreme, iubiți frați și surori, nu m-am mutat cu serviciu. Fratele a spus, vezi că o să ți se mărească salariul, așa înțeleg, după ce i-am spus eu, uite ce cauză am, vreau să mă mut cu serviciu. Și într-adevăr n-a trecut multă vreme, iubiți frați și surori, am fost dublat salariul meu, am rămas la fântâna la care am fost, timpul a trecut, a venit criza aceasta a construcțiilor, firma la care vreau să mă mut era o firmă de materiale de construcții și făceam o greșeală, dar Domnul nu m-a lăsat, pentru că Domnul știe să vorbească, numele Lui să fie binecuvântat. Uitați-vă, repet încă o dată, îmi place așa de mult, niște oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu au spus, este un om
care spune tot ce vrea Dumnezeu. Este un om al lui Dumnezeu. Iubiți frați și surori, apelați la Dumnezeu. Credeți că El poate să vorbească. Mergem mai departe, iubiți frați și surori, în pasajul acesta. Este deosebit, este multă învățătură, așa cum s-a recitat poezia, cartea lui Dumnezeu vorbește cu putere și în împrejurări asemănătoare trăim și noi, este o bătălie, este o luptă care se dă în lumea aceasta și eu aș vrea, iubiți frați și surori, să ne uităm la oamenii Scripturii. Multe, multe exemple, mulți oameni ai Scripturii. Mă gândesc, de exemplu, la Estera. Cine a învățat-o pe tânăra aceasta să postească, să se roage? Vreau să vă spun că îngenunchează un imperiu. Se dă jos din poziția ei de împărăteasă. Spune slujnicilor sale, postiți împreună cu mine. Transmite lui Mardoheu și spune, 3 zile și 3 nopți nu mâncați și nu beți nimic, împreună cu mine. Mă duc la împărat în ciuda legii. Și dacă o fi să mor, voi muri, a spus ea. Dumnezeu dă o mare biruință pentru că această femeie a știut să vină înaintea lui Dumnezeu. O luptă extraordinară. Suntem într-o luptă puternică, iubiți frați și surori. În spatele acestor forțe stă diavolul. El manevrează pe oameni. Citim aici cum s-au mobilizat, răul acționează, iubiți frați și surori. Spune aici, au trimis care, cai, oaste puternică. Au ajuns noaptea și au înconjurat cetatea. Așa lucrează răul. Întuneric, noapte, te strânge, te înconjoară din toate părțile și pare că bătălia este pierdută. Așa citim aici. Se strânge răul, se comasează, se adună, acționează cu putere. De multe ori nu evaluăm corect forțele răului. Știți că spune în cartea lui Iuda că au venit duhurile rele să se certe cu Moise, pentru trupul lui Moise. Și spune că Arhanghelul Mihail n-a rostit vorbe de ocară, ci doar a spus, Domnul să te mustre satanul. La distanță răul, atenți, nu folosiți cuvinte care nu le înțelegeți, nu rostiți bajocuri. Nu-i treaba noastră. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Cel rău nu are putere asupra noastră, noi aparținem lui Dumnezeu, suntem săpați în palmele Domnului nostru Iisus Hristos, dar nu călcați leii pe coadă dacă sunteți în groapa cu lei. Daniel a stat liniștit, s-a rugat lui Dumnezeu și împăratul a venit dimineața de vreme și a spus, Daniele, pututa Dumnezeul tău să te scape? Da, veșnic să trăiești împărat. Dumnezeu a trimis un înger care a închis gura leilor. E o luptă puternică, iubiți frați și surori. Răul acționează, dar noi suntem mai mult decât biruitori. Iată ce frumos spune aici, nu te teme, căci mulți, mai mulți sunt cu noi decât cu ei. Și așa este, iubiți frați și surori. Noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Cel care este în noi este mai tare decât cel care este în lume. În numele Lui noi avem biruință, nu te teme. Dacă este cineva aici care se frământă, care se teme, pentru că întrebarea aceasta care o găsim aici, care a spus-o robul lui Dumnezeu, cum vom face sau ce vom face? Întrebarea aceasta frământă oamenii, politicienii se întreabă ce vom face, păstorii se întreabă ce vom face. Și așa este, ne frământăm, oare ce va fi, cum va fi? Dacă răul acționează în ritmul acesta, e vai. Dar așa spune Scriptura în cartea lui Daniel, păcătoșii încă n-au umplut măsura nelegiuirii. Nelegiuirea acționează ca o drojdie. Și ce bine a fost să se citească din psalmul 25, azi dimineață, 125, mă iertați, toiagul de cârmuire a răutății nu va rămânea pe moștenirea celor neprihăniți, pentru ca cei neprihăniți să nu întindă mâinile spre nelegiuire. Fraților, chiar dacă crește nelegiuirea ca o drojdie și umple lumea aceasta, cei neprihăniți nu întind mâinile spre nelegiuire. Doamne, ajută-ne la aceasta. E un verset de aur.
M-am bucurat să-l văd reamintit aici în casa de rugăciune. Nelegiuirea înconjoară și în Europa și în America. Chiar dacă noi români am mai fost scutiți într-un timp, acum această nelegiuire vine cu putere. Avem probleme. Avem în biserici copii care au fost cu trafic de droguri în România. Ceea ce este extraordinar, strigător la cer pentru noi. Noi n-am fost obișnuiți cu așa ceva. Să ai din biserică tânăr închis pentru trafic de droguri. E îngrozitor ce se întâmplă. Și merge într-un ritm alert. Răul acționează într-un ritm necontrolat de noi. Nu putem să-l controlăm. Doamne, ajută-ne să ne păstrăm identitatea, să rămânem ai Tăi pentru totdeauna. Uitați-vă la strigătul omului lui Dumnezeu. Cum vom face? M-am uitat în Scriptură și am găsit strigătul acesta în diferite ipostaze. Am găsit strigătul acesta în dorința de pocăință. În Cartea Faptele Apostolilor, vă rog să deschideți în capitolul 2, este pasajul care îl citim la coborârea Duhului Sfânt, Apostolul Petru plin de Duhul Sfânt, diferit de Petru care s-a lepădat în fața unei slujnice, primește putere, primește lumină, înțelege Scriptura, înțelege profețiile, vede în David un proroc extraordinar, citează din aceste prorocii, spune despre Domnul Iisus, moartea nu putea să-L țină, că n-a avut păcat și nu poate să-L țină moartea. Iată, cel care a spus altădată, Doamne, nu cumva să mor, Doamne ferește să întâmple așa ceva. Și Domnul a spus, înapoi a mea satanul. Este luminat de Duhul Sfânt, după ce îl botează Domnul cu Duhul Sfânt, vede profețiile împlinindu-se, vede cum Dumnezeu lucrează și vorbește despre Domnul Iisus Hristos și vorbește despre David, despre profețiile pe care David le-a avut. Și ține o predică în ziua cincizecimii, iubiți frați și surori, cu putere, repet, și mișcă inima auditorului, oamenii rămân străpunși în inimă. Doamne, ajută-ne ca predicile noastre să străpungă inima ascultătorilor. Cântările noastre să străpungă inima ascultătorilor. Poeziile noastre să străpungă inima ascultătorilor. Și Petru predică și oamenii străpunși în inimă se întreabă, fraților, ce să facem? Nu este strigătul disperării, este strigătul dorinței de pocăință. Pașii sunt aceiași, iubiți frați și surori. Dacă te întreb ce să faci ca să-ți fie familia salvată, dacă te întreb ce să faci în anumite împrejurări când ești nedreptățit sau ai greșit cu ceva, așa cum am auzit aici, oameni sinceri care își recunosc trecutul și noi avem trecutul nostru și noi ne recunoaștem trecutul nostru. Chiar dacă noi avem o imagine în fața oamenilor și știu eu, totuși un păstor trebuie să spună, am greșit, iertați-mă vă rog. Trebuie să învețe și expresia aceasta. Și noi suntem oameni. Doamne, ajută-ne să fim oamenii Tăi. Ce să facem? Pașii sunt aceiași. Pocăiți-vă. Iertarea păcatelor. Cu alte cuvinte, pentru că botezul era însoțit de mărturisirea păcatelor. Apoi vă veți boteza spre pocăință și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Aceștia sunt pașii. Cu multe alte cuvinte, sigur, Apostolul Petru îi sfătuia și îndemna. Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Gândiți-vă că Petru era evreu. Să spui de conaționalii tăi că este un neam ticălos, părea o îndrăzneală. Vă întreb eu, românii credeți că sunt mai buni, e un neam mai bun decât neamul evreilor sau americanii? Fraților, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Așa a spus Petru și așa este. Nu vă încredeți în oameni, că e o națiune religioasă și a fost și a fost. Nu citim ziarul de ieri, citim ziarul de astăzi. Nu vă amestecați cu lumea, păstrați-vă identitatea. Noi suntem copii al lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să te reprezentăm în lumea aceasta. Iată un strigăt al pocăinței. Ce să facem? Fie dar ca Duhul Sfânt să pună în inimile noastre strigătul acesta, să dorim să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. De asemenea, în Scriptură, în Ioan, găsim scris în Ioan capitolul 11 o întrebare când farisei și cărturarii, o altă nuanță
a acestui strigăt. Ioan 11, vă rog să deschideți. Când au văzut că Domnul Iisus face semne și minuni, au intrat în alertă și spune cuvântul în felul următor. Ce ne facem? Au întrebat ei. Versetul 46. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Atunci preoții cei mai de seamă și fariseii au adunat soborul și au zis, ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Ioan 11 cu 47. Iată o întrebare ne la locul ei. În loc să se frământe de pocăință, se gândeau cum să acționeze și mereu au pregătit planuri diabolice să nu fie în timpul praznicului, să nu se tulbure poporul. Să-l omorâm prin mâna romanilor, nu noi. Și a fost omorât prin mâna celor fără de legi. Au găsit tot felul de strategii să-l închidă, să-l lege și să-l omoare. Dar nu s-a întâmplat decât ce vestise planul tău, Doamne, spune Petru în predica lui. După știința mai dinainte a lui Dumnezeu, după planul tău, Doamne, Fiul tău a venit să moară pentru noi. Glorie lui Dumnezeu! Ce vom face? Iubiți frați și surori, nu vă temeți. Încredeți-vă în Dumnezeu. Chemați-L pe El. Cereți de la Domnul putere, cereți de la Domnul lumină. Nu vă depărtați de cartea aceasta, nu vă depărtați de cuvântul acesta. Așa i-a spus omul lui Dumnezeu Moise lui Iosua, cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei înzbândi toate planurile tale, atunci vei lucra cu înțelepciune. Doamne ajută-ne să rămânem la cartea aceasta. E o soluție pentru problemele care sunt, care au să vină, care au să ne înconjoare. Este o soluție la Dumnezeu. Nu te teme, crede, vino la Domnul Iisus Hristos, predă-i Lui problemele tale, nu le lua tu, că nu le poți duce. Vreau să vă spun, iubiți frați și surori, și mă uit la omul lui Dumnezeu, că este un om al rugăciunii. Fac o paranteză aici, deși probabil mă veți judeca. Nu-i nicio problemă. Am întâlnit oameni aici care au spus americanii fac duș de două ori pe zi. Dar n-am întâlnit să spună, frate, să se spună. Dacă tot ne luptăm pentru problemele pământești și ținem la ele, e o cultură, e adevărat, nu comentez această cultură. Dar n-am întâlnit să spună unul, frate, măcar de două ori pe zi, roagă-te cu putere înaintea lui Dumnezeu. Nu 5 minute, nu 2 minute repede dimineața, nu, nu. Și repede un minut cu căscături seara să te rogi repede în pat. N-am întâlnit să spună, uite, dacă americanii au spus că trebuie să faci duș de două ori pe zi, noi vrem să venim în mod spiritual și să spunem, trebuie să ne rugăm cu putere măcar de două ori pe zi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Am dreptate în ceea ce vă spun. Ne axăm pe lucruri pământești, copiem cultura aceasta. Nu-i rea, acolo unde nu-i rea. Dar să nu uităm lucrurile spirituale. Doamne, ajută-ne la aceasta. Omul lui Dumnezeu s-a rugat și vă rog, iubiți frați și surori, să vă uitați cum s-a rugat omul lui Dumnezeu. Trebuie să ne rugăm și noi. Uitați-vă, s-a rugat de două ori, a folosit aceeași expresie, dar în contexte diferite. Spune odată, Doamne, deschide-i ochii să vadă, versetul 17, și în versetul 20, din nou zice, Doamne, deschide ochii oamenilor acestora să vadă. O rugăciune făcută de omul lui Dumnezeu, dar făcută în două situații diferite. Ce vreau să vă spun, iubiți frați și surori? Eu cred că sunt conflicte și în casa de rugăciune, sunt neînțelegeri. Ba, îi se pare unuia că copilul lui e mai bun cântăreț, ba, îi se pare unuia că copilul lui este neglijat. Și sunt tensiuni. Eu sunt păstor, am câteva biserici la țară. Iermata, Moroda și Cula, biserici așa, dacă le-aș aduna pe toate, aș face cam cât e biserica aceasta plină. Sunt mai mici, sunt mai puțini, biserici mai mici, oameni mai puțini, dar sunt tensiuni și în biserică. Frate, uite ce o zis cu tare despre fata mea, uite ce o spus cu tare despre băiatul meu și fac arbitraj
Și stau de multe ori cu stingătorul între ei și învăț și spun, lasă că Domnul îți face dreptate. Le spun și am spus și copiilor mei și spun tuturor celor nedreptățiți, din Scriptură m-am uitat, când oamenii te nedreptățesc, fie că-s frații tăi, cum a fost Iosif și frații lui, l-au nedreptățit. Gândiți-vă numai că le-a adus mâncare, da, le-a adus Iosif mâncare, a cărat-o încă 20 de kilometri de la Sihem la Dotan, m-am uitat așa aproximativ, dacă era un om care nu-și iubea frații, Iosif spunea, nu i-am găsit la Sihem, mănânc eu ce am adus, mă duc acasă, tată, nu i-am găsit, să fie sănătoși. Dar Iosif își face datoria față de frații lui și ei răspund cu o mare obrăznicie și cu o mare ticăloșie. Mănâncă mâncarea adusă de el și pe el îl aruncă într-o groapă. Mare nedreptate. Nu cred că este cineva aici care să suporte așa o nedreptate sau care i s-a făcut vreodată așa o nedreptate. Nu cred. Și totuși omul acesta depășește momentul și pune numele copilului său, primul copil Manase, uitare, că zice el, Domnul m-a făcut să uit tot ce mi-au făcut frații mei. Toată casa tatălui meu, spune acolo, în original. Ea are putere să depășească momentul acesta al nedreptățirii care i s-a făcut. Ce vreau să vă spun, iubiți frați și surori, dacă aveți parte de vreo nedreptate, vreau să vă spun un secret. L-am urmărit în viața de fiecare zi. Au trecut ani. Am urmărit generația bunicilor mei, am urmărit generația părinților mei, am urmărit de mic copil, sunt în adunare, am auzit anumite lucruri din adunare și am urmărit evoluția oamenilor care au fost oameni puternici, care nu le-a păsat de unul și de altul, care au dat cu pumnul răutăcios în masă sau în alte împrejurări și am văzut că Dumnezeu este Cel care știe să compenseze. Dacă ți se face o nedreptate, Dumnezeu știe să compenseze. Numele Lui să fie binecuvântat. Asta îți aduce avantaje înaintea Lui Dumnezeu. Când oamenii te nedreptățesc și spune în cartea Plângele lui Ieremia, când se calcă în picioare, prinși de război a unei țări, nu vede Domnul, spune acolo cuvântul lui Dumnezeu, ba da, vede Domnul, numele Lui să fie binecuvântat. De aceea aș vrea, iubiți frate și surori, nu vă lăsați pradă nemulțumirilor atunci când poate că dumneavoastră constatați că e vorba de o nedreptate. Nu le luați în felul acesta. Lăsați-L pe Domnul Iisus Hristos ca El să vă binecuvinteze și El să vă vină în ajutor. El a fost cel mai mare nedreptățit. Fiul lui Dumnezeu coborât în lumea noastră, a vindecat orbi, a tămăduit, a înviat din morți și ca răsplată l-au prins, l-au legat și l-au pus pe cruce să moară pentru noi păcătoși. Și numele Lui să fie binecuvântat. Cel mai nedreptățit. Știți ce putere a avut la sfârșit? A spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Ce am vrut să vă spun cu aceasta? Dacă simți că fratele tău nu te înțelege, dacă simți că sora ta nu te înțelege și n-are cum să te înțeleagă, nimeni nu-ți cunoaște necazul tău, durerea ta, ce ai tu în familie, nimeni nu cunoaște. Amănunte, detalii, nu le cunoaște. Roagă-te așa cum s-a rugat, atât de frumos s-a rugat omul lui Dumnezeu, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Era slujitorul lui, era o lecție pentru slujitorul lui Elisei. Să-L vadă și el pe Dumnezeu, așa cum Elisei l-a văzut pe Dumnezeul lui Ilie și a spus așa, vreau să primesc o dublă putere din Duhul lui Ilie. N-a cerut-o ca să se mândrească, iubiți frate și sori, a avut nevoie de această putere. Uitați-vă, lucrările care le-a făcut Elisei sunt de două ori mai multe decât lucrările pe care le-a făcut Ilie. Dar Ilie are locul lui, Elisei are locul lui. Ilie apare pe muntele schimbării la față, alături de Moise. Are un loc aparte Ilie. Deși Elisei îl depășește ca lucrări care le face, deși a cerut o dublă putere din Duhul lui Ilie, Ilie are locul lui, Elisei are locul lui. Și iată ce frumos se roagă, roagă-te și tu în momente dificile, când nu te înțelege fratele de lângă tine. Poate că spui tu că nici păstorul nu te înțelege. Nu știu, nu asta vreau să spun. Dar roagă-te și spune în rugăciunea ta, Doamne, fă-l pe fratele meu să înțeleagă, fă pe sora mea să înțeleagă, deschide-i, Doamne, ochii să vadă. Numele Domnului să fie binecuvântat. Un context în casa de rugăciune. E nevoie uneori ca Dumnezeu să lumineze pe cei care sunt în casa de rugăciune, să înțeleagă și ei lucrurile care nu le înțeleg la momentul respectiv sau în faza respectivă. Apoi, iubiți frați și surori, am venit în lumea aceasta, ne înconjoară oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, deși se laudă ca o națiune care
a avut parte de mari treziri spirituale. Eu am mers cu cumnatul meu în Chicago, în downtown, și am văzut biserica lui Moody și cunosc așa o parte din istoria acestui predicator. O lucrare mare pe care a făcut-o Dumnezeu, dar a rămas doar clădirea. Mai sunt, am înțeles, oameni care vin la adunare, dar nu mai poți vorbi de trezirea spirituală ca aceea din vremea lui Moody. Ce vreau să vă spun, iubiți frați și surori? Avem o datorie să ne rugăm lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, deschide ochii oamenilor acestora să te vadă. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Avem o datorie să spunem oamenilor. Eu sunt convins că la locul de muncă vă este parcă așa rușine să spuneți despre Dumnezeu. Spuneți-le, fraților. Am fost trimiși și spunea cineva din Spania că bătrâni din Spania, bătrâni, spanioli, și-au adus aminte că Dumnezeu le-a vorbit prin descoperire, prin prorocie, că va veni vremea când Dumnezeu va trimite un popor care să-i învețe să se întoarcă la Dumnezeu. Și acesta este poporul român. Adunări, copii, familii, să strâng, să uită, să miră oamenii. Ce se întâmplă? Ne urmăresc. Mă gândesc la Betel și cei care cunoașteți adunarea, locul acela, când iese sâmbăta, 1000 de copii. Noi avem 1000 de copii, peste 1000 de copii și peste 1000 de membri, un colos. Când iese sâmbăta de la studiu, și noi suntem, așa ne-a așezat Dumnezeu, chiar din punct de vedere fizic, suntem înconjurați de blocuri, turni, suntem ca într-o piață acolo, când iese în curtea bisericii un puhoi de copii, vă dați seama. Dacă ar fi să dau exemplu numai o clasă, să zicem clasa a 5-a, se poate spune de 30 de copii într-o clasă. Numai de clasa a 5-a. Sau 40 de copii, o altă clasă, de exemplu. Când iese 1000 de copii, în curtea aceea bisericii, îi vedem pe oameni cum se uită de la balcoane, de la geamuri, de sus, de la etajul 9, de la etajul 10, suntem înconjurați de blocuri turn, de blocuri mai mici, toată lumea privește spre noi. Nu le va fi într-o zi de mărturie, ce ziceți? Când Dumnezeu va judeca pe popor, toți vor sta înaintea tronului de judecat. Spune Domnul Iisus că această judecată va fi în detaliu, cu martori, oamenii din Ninive se vor ridica în ziua judecății în picioare și vor osândi pe neamul acesta, contemporane Domnului Iisus. Că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona și aici este unul mai mare decât Iona. Slăvit să fie numele lui. În ziua judecății, împărăteasa din Seba se va ridica în picioare și va osândi pe neamul acesta. Că i-a venit de departe să audă înțelepciunea lui Solomon și aici, spunea Mântuitorul, este unul mai mare decât Solomon. Va fi o judecată cu martori, bisericilor. Le va fi de mărturie. De aceea rugați-vă Dumnezeu să le deschidă ochii să vadă. Să fim cu adevărat o lumină în lumea aceasta, să ne facem datoria, să nu ne fie rușine. Nu mi-e rușine de Dumnezeul meu. Mi-aduc aminte că în armată, pe vremea comunistă în sfârșit, m-au încolțit ofițerii, m-au încolțit colegii, dar am răspuns cu autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Mi-am făcut datoria. Cum am putut eu? Cum am putut eu? Mi-am arătat credința mea și nu mi-a fost rușine de Dumnezeul meu. Nu trebuie să ne rușinăm. Biblia spune și Mântuitorul a spus, dacă se rușinează cineva de mine în fața oamenilor, și eu mă voi rușina de el în fața Tatălui și a Sfinților Îngeri. Doamne, ajută-ne să nu ne rușinăm niciodată de Tine. Iar apoi, în final, iubiți frașilor, vreau să mă apropii de încheiere, dar a rămas parcă partea cea mai sensibilă a pasajului. Cum răsplătim noi răul? Aici e problema noastră. Când Dumnezeu tratează răul, El curmă răul. Dar dacă noi vrem să soluționăm problema răului și răspundem cu rău, răul acesta crește. Eu spun o vorbă, el spune o vorbă, eu mai spun una, el mai spune una, și spune în cartea lui Iacov că limba aceasta aprinde roata vieții. Da? Așa merge roata. Noi trebuie să oprim această roată a vieții. Cum răspundem când suntem atacați cu rău? Ce facem? Pentru că omul acesta, Elisei, dă o lecție împăratul lui Israel. El o sări repede, gata, îi măcelărim, în sfârșit avem ocazie. Nu, stai așa. Fă altceva. Și aici este o lecție spirituală. Ea se aplică în toate domeniile. Și a spus, auzi, obișnuiești oare să măcelărești pe aceea pe care i-ai prins cu sabia și cu arcul tău? Dă-le pâine și apă, ca să mănânce și să bea, apoi să se ducă la stăpânul lor.
Și ce spune Scriptura, iubiți frați și surori? Vă rog să deschideți în Romani, capitolul 12. Aici este problema. Cu asta vreau să închei. Să rămâneți cu lecția aceasta finală, partea, punctul acesta extraordinar. Ce facem cu răul? Te lovește cineva cu vorba. Povestește ceva ce nu-i drept. Exagerează într-o parte sau alta. A dus mai departe vorbe care nu le-a înțeles, le-a accentuat, le-a scos în evidență, a completat cu anumite cuvinte și s-au transformat în niște minciuni. Că tu n-ai spus așa? Că sunt oameni care pun în gura ta cuvinte care nu sunt tale. Uitați-vă pe pagina din stânga ce a făcut Gehazi. Mi-am notat aici, el pune cuvintele altuia, uitați ce spune. S-a dus la Naaman sirianul și a spus, stăpânul meu mă trimite să-ți spun. Și nu a spus așa ceva Elisei. Stăpânul meu mă trimite, iată că au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor, versetul 22 din capitolul 5, dăm pentru ei, te rog, un talan de argint și două haine de schimb. Nu a spus așa Elisei. Din potrivă, Naaman a mințit. Ăsta, Gehazi, a mințit. A pus în gura lui Elisei cuvinte care nu le-a spus Elisei. Se întâmplă uneori să pună oamenii, să spună, așa am auzit că a spus fratele cu tare și tu n-ai spus niciodată așa ceva. A înțeles eu, a înțeles el, a dedus el sau a completat de, sau cineva i-a transmis și s-a dus ca telefonul acela fără fir când ne jucam, când eram copii, spuneam un cuvânt și la capăt, după câțiva copii, ajungea cu tot alt cuvânt. Așa suntem noi de multe ori. Iubiți frate și sori, ce să facem? Deschidem la Romani, capitolul 12. Este un pasaj plin de învățătură. E nevoie și în biserici, și la școală, și la lucru, și oriunde suntem, e nevoie de pasajul acesta. Ce să facem noi atunci când răul acționează? Că el acționează, cum vă spuneam, ca o drojdie, vrea să ne prindă, vrea să ne încorseteze, vrea să ne provoace să răspundem cu rău, să ne răzbunăm. Iosif nu s-a răzbunat, fraților. A văzut că Dumnezeu l-a trimis și a spus, măi, frații mei, Dumnezeu m-a trimis să vă salvez viața. Salvează viața națiunii lui Israel, salvează viața egiptenilor și a popoarelor care erau în jur. Înțelepciunea lui Dumnezeu coborâtă în omul acesta, încât faraonul a spus, ce ne trebuie nouă, nouă, ce om să căutăm noi? Tu ești omul. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit și vedem că ai în tine Duhul Dumnezeilor celor sfinți, acesta este omul, a spus faraon supușilor săi. El se va ocupa să adune greu și să conducă Egiptul și a spus, îți dau totul afară de tronul meu. Vei fi după mine, al doilea. Fă tot ce și-a spus Dumnezeu să faci. Omul acesta nu se răzbună. Iosif nu se răzbună. Ascultați ce spune lecția principală vis-a-vis de rău. Romani, capitolul 12, la versetul 17, la versetul 21. Țineți minte, recitiți acasă încă o dată, acesta este subiectul principal al zilei. Învățăm de la omul lui Dumnezeu Elisei. Spune aici așa, nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Nici măcar oamenilor din lume care ai putea să te răzbuni într-un fel sau altul. Nu. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine. Doamne, ajută-mă la aceasta. Ajută-ne, Doamne, pe toți să urmărim binele. Nu o să se întâmple nimic. Împotriva facerii de bine nu este lege, spune Cartea Corintenilor. Când vorbește despre roadele Duhului, acolo spune, împotriva acestor lucruri nu este lege. Nu te poate osândi nimeni că ai iubit peste măsură. Nu te poate osândi nimeni că ai făcut bine mai mult decât ai putut. Nu, poți să faci. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Doamne, ajută-ne la aceasta. Atârnă de noi. Dacă nu putem, în anumite condiții, au fost situații în care ai vrut să te împaci și respectivul nu vrea să se împace. Eu am pățit așa. Ca și păstor ar trebui să nu spun asta. Să am o imagine așa frumoasă, e un frate extraordinar. Am avut probleme și eu. Și când am văzut că fratele meu mă ocolește, am dat mâna cu el într-un context, m-a ținut cu mâna întinsă, l-am oprit într-o zi în fața fratelui păstor Eugen Nicurescu, în fața comitetului, l-am chemat în biroul pastoral și am spus, frate, uite, ceva se întâmplă între noi doi. Te rog frumos, dar eu l-am dezarmat repede ca să nu înceapă să povestească. Te rog frumos, iartă-mă de tot ce te-am greșit cu ceva. Dacă am greșit în vorbirea mea, dacă am greșit în atitudinea mea, te rog, iartă-mă.
am dat mâna cu el de față cu toți, el n-a mai putut să se comporte așa, și am spus, dacă mai ai altceva, el și-a spus problema lui, i-am spus, dacă mai ai altceva pe care tu ai auzit, nu ce ai auzit de la alții, dacă mai ai ceva să-mi spui, îmi cer iertare, vreau să rămânem frați, și din ziua aceea noi am devenit prieteni. Nu mai am probleme, nu mai mă ține cu mâna întinsă, nu mă mai ocolește. Am călcat pe eu-ul meu, mi-am cerut iertare, am dat mâna și Domnul ne-a binecuvântat, numele Lui să fie slăvit. Urmăriți ce este bine, întrucât atârnă de voi, spune Scriptura, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, a lui Dumnezeu. Eu voi răsplăti, zice Domnul. Țineți minte fraza aceasta. N-avem voie să ne răzbunăm. Răzbunarea este a lui Dumnezeu. El când acționează, oprește răul. Noi dacă acționăm, mărim răul. Vă spuneam, mai zici una, mai zice el, se întinde în familie, se întinde între neamuri și ies o întărăboi de nedescris. Când Dumnezeu acționează, el oprește răul. Nu vă răzbunați singuri, lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, și aici Elisei are nota 10 la comportare. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, vă dați seama că au mărșăluit până să ajungă în Samaria, erau flămânți. Erau flămânți, venise cu gânduri rele, dar le-a dat o lecție încât așa se încheie dacă urmăriți pasajul. Și sirienii n-au mai trecut prin țara lui Israel. O lecție extraordinară. Să te ierte, să nu te omoare, vă dați seama, să spună împăratul, împărate, noi am ajuns în Samaria, puteam să fim măcelăriți, eram rupți de foame și în loc să ne măcelărească, ne-au dat să mâncăm. Nu mai mergem acolo. Dacă vrei să mergi tu cu alte armate, treaba ta, dar noi nu mai mergem acolo. Viața noastră a fost scumpă înaintea lor. Ne-au iertat, ne-au cruțat viața. Spune cuvântul, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Închei, iubiți frați și surori, și doresc ca Domnul să vă ajute. Se spune, și povestea un frate, un coleg de-al meu, că vorbea slujitorul Domnului cu o soră din adunare și a spus, sora, nu mai pot cu soțul meu, nu mai am nicio soluție, dar... Slujitorul a zis, dar cu cărbune aprinși ai încercat? Și-o zis că cu apa mai aruncat, dar cu cărbune aprinși n-am încercat. Și atunci eu citi din Scriptură, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, căci vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Aceasta este soluția lui Dumnezeu pentru răul care ne înconjoară, iubiți frați și surori, să nu uităm că avem un Dumnezeu care ne vorbește, să apelăm la El, să intervenim, să-i cerem semne, să-i cerem lucrări, pentru că El poate. Duhul Sfânt este un duh al descoperirilor, slăvit să fie Domnul. Să nu uităm, dacă ne înconjoară problemele și ne întrebăm ce vom face, să nu ne temem. Cei care sunt cu noi sunt mai mulți decât cei care sunt cu ei și cel care este în noi este mai tare decât cel care este în lume. Duhul Sfânt îl avem cu noi, slăvit să fie Domnul. Apoi, iubiți frați și surori, să nu uităm de datoria noastră, să ne rugăm ca Domnul să deschidă ochii celor care sunt lângă noi, în familie noastră, copiii noștri, să ne rugăm ca Domnul să ilumineze și pe ei. De asemenea, să nu uităm să ne rugăm pentru cei din lume, ca Domnul să le lumineze viața, să-i aducă și pe ei la pocăință și apoi să nu uităm lecția aceasta, cum să curmăm răul, lecția aceasta a pocăinței noastre. Adevărata noastră pocăință se va arăta atunci când vom ști să curmăm răul. Domnul Iisus Hristos a fost ca un filtru. Venea asupra lui răul, dar el emana binele și dragostea. Îl huleau, îl bajocoreau de acolo, de jos, el era pe cruce și a avut putere să spună, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Și noi să fim ca un filtru în lumea aceasta. Vorbim de filtru de ulei, vorbim de filtru de aer, vorbim de filtru de praf, punem la aspirator filtru. Este un filtru al răului. Lumea ne aruncă asupra noastră răul acesta, noi să învingem răul prin bine. Biruiți răul prin bine. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.